Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi îl vom cunoaște pe Ștefan Teișanu, directorul Centrului Cultural Clujan. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Pentru început vreau să vă întreb, sunteți antreprenor mai degrabă sau om de cultură? Cumva sunt pregătit pentru această întrebare. Cred că am inventat un cuvânt, în engleză zice culturepreneur, în română cred că traducerea ar fi antreprenor cultural. Și probabil că asta mă definește cel mai bine. Încerc să mă uit la cultură ca la un mijloc de transformare, de transformare socială, de dezvoltare a orașelor și a comunităților, iar abordarea este una antreprenorială. Adică ne organizăm ca o firmă, dar suntem un ONG. Cam asta a fost filozofia proiectelor în care am fost implicat. Dar cultura poate fi și o afacere? Profitabilă, de altfel? În primul rând, trebuie să-ți propui asta ca să ai o șansă să transformi cultura într-o afacere. Cred că avem destul de multe exemple în jurul nostru care arată că așa e. După părerea mea, cultura e în primul rând o afacere pentru cei care beneficiază de ea, nu pentru cei care o fac, care o produc. Avem cu toții de câștigat și la nivel individual și la nivel de oraș ca urmare a participării la evenimente culturale și la acțiuni culturale de tot felul. Din punctul ăsta de vedere, aș zice că pentru orașe cu siguranță este profitabilă. Dacă pentru producătorii de cultură e profitabilă sau nu, asta ține de foarte multe lucruri, de capacitatea lor de a se organiza, de spiritul lor antreprenorial și așa mai departe. În principiu, e cunoscută povestea că cei din sectorul cultural independent, artiști care au luat-o pe cont propriu, au mereu dificultăți de a face profit sau de a-și desfășura activități sustenabile, tocmai pentru că vocația lor este una artistică și nu una de afaceri. Pe de altă parte, există deja multe exemple și chiar avem în Cluj numeroase, care ne arată că cu o abordare antreprenorială și produsele culturale pot să fie profitabile. Dumneavoastră sunteți omul din spatele multor proiecte. Putem da exemplu Jazz in the Park, Târgul de Joburi. Care a fost ideea din spate cu care ați pornit? Ce v-a animat? Jazz in the Park și Târgul de Cariere. Sau TEDx Eroilor. Eu în TEDx Cluj am fost implicat. Și în general toate proiectele în care am fost implicat nu neapărat îmi aparțin ca idei. Rolul meu acolo a fost unul de a le construi. Cred că aceste idei din partea colaboratorilor cu care am lucrat de-a lungul timpului au venit foarte bine în contextul pe care eu îl ofeream. Acest context e următorul. De la începuturile organizațiilor mele, să spun așa, mi-am propus mereu să creăm produse care dau șansa oamenilor să înțeleagă lucruri noi, să devină mai curajoși, să primească abilități noi care să le permite să ia decizii majore care le pot schimba viața pentru ei sau pentru orașele din jurul lor. Și atunci, mergând mereu cu acest discurs la foarte multă lume, probabil că am atras alături tot soiul de prieteni și parteneri cu idei foarte spectaculoase, ca să spun așa, care veneau din niște domenii specializate și care visau să își împlinească un gând, cum ar fi, de exemplu, Jazz in the Park, și care prieteni împreună cu mine, cu contextul pe care îl ofeream eu, cu abordarea aceasta antreprenorială, să spun, au reușit practic împreună cu mine să pornească acele vise și să le facă realitate. Dar ce făceați dumneavoastră am o idee atunci? Fixă. Cu ce v-ați ocupat când ați început aceste proiecte? Prima companie pe care am înființat-o cu doi prieteni la 23 de ani
avea un mesaj simplu, care este ideea mea fixă și care este contribuția pe care o am eu, dacă vreți, în toate proiectele în care am fost implicat de atunci încoace. Acea idee fixă este că oamenii pot să fie ce își doresc ei să fie. Asta presupune mai întâi o etapă de aflare a ceea ce ești, da, o perioadă de descoperire, o perioadă de căutare, și apoi, odată ce ai căpătat această intuiție despre ce ești, despre ce ai vrea să faci, ce ar trebui să faci, intri într-o a doua etapă a curajului, să spun așa, a acțiunii, unde trebuie să învingi foarte multe preconcepții sociale și foarte multe limitări interioare, ca să spun așa, ca să poți să devii cu adevărat ceea ce ai aflat că ești. Și ăsta e gândul din spatele tuturor acțiunilor mele, de fapt. Așa că în prima companie pe care am creat-o împreună cu doi prieteni, gândul ăsta s-a întrupat, să spun așa, în proiecte din sfera educației. În sfera educației și a orientării vocaționale. Am decis să luăm abordarea directă, să zic așa. Vrei să-i ajuți pe oameni să ia decizii mai bune? Îi înveți cum să ia decizii mai bune. Vrei să îi înveți să aleagă dintre oportunități? Le prezinți oportunitățile. Și în felul ăsta... Dumneavoastră, mă scuzați că mă întrerup, ați fost învățat la rândul dumneavoastră cum să luați decizii? Deci ați pornit cu un bagaj de skill-uri la drum? N-aș zice, am pornit ca oricine altcineva, sunt... De asta poate vă mai fi nevoie să mă întrerupeți, că sunt născut în Moldova și vorbesc mult, așa se vorbește acolo. Sunt născut într-un orășel mic din nordul Moldovei, cel mai nordic din România, se numește Darabani, în județul Botoșani, chiar pe cotul Prutului, la graniță cu Republica Moldova și cu Ucraina. Și cum e acest orășel? Deschidem o largă paranteză, pentru că și acolo avem câteva proiecte. Vă ziceam, e cel mai nordic din România și al doilea cel mai mic ca suprafață. Și un oraș din care, asemeni multor orașe din România, orașe mici din România, un oraș din care tinerii vor să plece cât mai repede și cât mai departe, cum am făcut și eu. Însă un oraș care are în spate oameni foarte faini și povești foarte, foarte faine, care dacă ar primi o scânteie care să le pună în mișcare, cred că ar putea să genereze multe lucruri bune pe termen lung pentru comunitate. Eu am crescut acolo și am crescut cu educația de acasă, cu educația din școală. Orizonturile mele erau limitate conform vârstei, adică atunci când eram mai mic știam că în viață poți să te faci doctor, preot, avocat sau profesor sau polițist. Dintre astea mi-am ales preot, după care am ajuns la liceu și am aflat că poți să lucrezi în informatică. Ei, mi-am ales să lucrez în informatică. Apoi am venit la Cluj și la Cluj am intrat într-o organizație de tineret care avea să îmi răstoarne încă o dată toate orizonturile. Acolo am învățat cuvinte noi și am aflat că pot să fii lucruri noi în viață și această organizație se cheamă ISEC. Cuvinte noi, la ce vă referiți? Nu știam, de exemplu, că există joburi precum, nu știu, specialist de resurse umane sau expert în dezvoltare durabilă. Cuvinte împrumutate, traduse. Da, da, da. Om de vânzări, nu știu, chiar habar n-aveam ce înseamnă lucrurile astea, poate mai vedeam pe la televizor, dar n-aveam o înțelegere concretă a ceea ce ar putea ele însemna. Și în această organizație care se cheamă ISEC și care are vreo 70 de ani vechime în toată lumea, mai mult de 100 de țări, în această organizație practic mi-am făcut de cap, ca să spun așa, pe toată durata studenției mele. Am participat la vreo 70 de conferințe, am 10 de proiecte în toată țara, în toată Europa. Am cunoscut foarte mulți oameni și am cunoscut foarte multe subiecte, am luat contact cu foarte multe teme. Și în felul ăsta, practic, am ajuns să mă autoeduc în ceea ce înseamnă luarea deciziilor și, nu știu, explorarea teritoriului. Și cu concluziile din această organizație, după această perioadă, cu aceste concluzii am decis să devin antreprenor și să le propovăduiesc mai departe, ca să spun așa. Dar care erau concluziile până la urmă? Două, trei. Cred că sunt două, trei. Cred că e una singură și aceeași. Că oamenii pot să fie ceea ce vor ei să fie.
am simțit și cred că am dovedit și prin traseul meu profesional că nu este necesar să rămâi pe șina pe care te-a pus educația de acasă sau educația din liceu sau măcar educația din, și nici măcar educația din facultate. Ești mereu dator să explorezi, să cauți, să încerci să descoperi multe lucruri despre tine, să testezi și să... când tragi concluzii pozitive despre testele pe care le-ai făcut, să ai curajul să recunoști că îți dorești să faci ceva și să ai curajul să schimbi ceva în viața ta dacă asta este ceea ce concluziile îți spun. Și dacă tinerii nu au bani și nici susținere, cum pot să ajungă ceea ce își doresc? Poate au vise foarte mari. Asta cu banii... Și vă întreb, pentru că dumneavoastră ați pornit de la zero. Am pornit de la minus, chiar. Asta cu banii chiar nu este un criteriu fundamental. Nu are nimic, nu este o corespondență directă între a avea bani și a face ce-ți place. Cred că știm cu toții asta și... Păi dacă vrei să călătorești, să zicem... Că vrei să călătorești... În toată lumea și nu ai bani. Păi sunt atâtea exemple de oameni care călătoresc fără bani în buzunar, cu trasee, cu rucsacul, cu autostopul, nu știu, vânzând... una alta, pornind de la o agrafă pe care o schimbă pe un pahar, paharul schimbă pe un rucsac, rucsacul schimbă pe nu știu ce și sunt foarte multe povești. Mai multe în filme? Nu, chiar între prieteni, poate am eu prieteni deosebiți, cred că am, dar chiar cunosc suficiente cazuri de călătorii în jurul lumii fără bani în buzunar. Sau. Chiar nu cred că banii sunt un factor determinant, nu știu, necesar și suficient, ca să spun așa, ca un vis să devină realitate. Noi când am pornit firma noastră, n-am avut bani nici măcar de actele pentru registrul comerțului. Am împrumutat vreo 200 de euro sau 200 de dolari, nu mai știu cum era pe atunci, 2006, și i-am pierdut, practic, pe drum spre registrul comerțului. Chiar i-am, asociatul meu care, poveste tragicomic, așa, asociatul meu care trebuia să se ducă să depună actele, fiind o zi și o perioadă foarte caniculare, a pur și simplu a leșinat pe drum spre, așa n-am știut nimic de el până a doua zi, a leșinat pe drum spre registrul comerțului, a fost luat de acolo, dus la urgențe, a venit de la urgență acasă a doua zi, ne-a anunțat că, băi, nu știu, m-am trezit în salvare, mi-au zis că m-am găsit pe trotuar pe strada Iașilor, în fața registrului comerțului, nu mai aveam telefon, nu mai aveam portofel, mi-a rămas dosarul cu actele. Așa că ce am făcut în săptămâna următoare, am mai împrumutat 200 de euro sau 200 de dolari sau ce erau, și na, ne-am dus că actele le aveam. Deci noi de acolo am început. Și în cât timp ați reușit să returnați suma? A durat ceva, dar până am returnat-o, oricum împrumutaserăm deja alte sume, deci au fost ani grei, anii de debut au fost grei și am tot debutat vreo 5-6 ani, pentru că proiectele pe care le-am încercat atunci, și revin la întrebarea de acum câteva minute, proiectele cu care am debutat, să spun așa, erau toate inovații, erau toate noutăți și erau toate plasate în acest teritoriu al... orientării vocaționale, educației, al managementului educației, și tot ce făceam era să explorăm prin conferințe, prin târguri de locuri de muncă, pe care le-am botezat târgul de cariere și a rămas de atunci un nume generic în breasă, ca să spun așa. Deci prin târguri, prin conferințe, prin ateliere, încercam să transmitem oamenilor această idee de iată cum se iau decizii, iată cum se caută, iată cum te autoevaluezi și așa mai departe. Și toate produsele astea au fost noi, au fost noi și pentru noi, și nu toate au avut succes. Unele au avut câte un succes catastrofal, ca să spun așa, alții ar numi asta faliment, s-a întâmplat și nouă. Care a fost ideea care a murit? Prima? Au murit mai multe idei, dar cred că prima a murit ideea primei edituri de cărți audio din România. Am lansat, am cumpărat drepturi de autor de la autori români, autori străini, am mers în studio, le-am înregistrat, am început să le vindem pe la evenimente, prin librării, eram în peste 100 de librării din țară, dar nu știam atunci niște lucruri
simple ulterior, și anume că e foarte greu să vinzi prin librării, că durează mult, că a da 100 e foarte mic, că îți vine oricum după vreo 9 luni și se întoarce la tine în buzunar și practic lucrurile n-au funcționat. Iar a doua idee care a picat a fost a unor produse de educație extrem de scumpe, să spun așa, în care investeam foarte mult la rândul nostru, în care luam oamenii să lucreze cu noi câte 9 luni, un an. Și când a venit criza financiară, lumea nu și-a mai permis să investească atât de mult în propria educație, așa că proiectul n-a mai funcționat și atunci chiar am dat faliment, chiar am închis firma aceea. Întâmplarea, ironia sorții, face ca în acea perioadă în care noi tocmai închideam o firmă să fi primit premiul de tânăr antreprenor al anului în România. Deci, cumva construim pe succesul anilor anteriori. Am fost premiat și premiați, dar noi, de fapt, în același timp ne pregăteam tocmai să închidem. Dar v-a încurajat ca să mergeți mai departe premiul? Premiul mai mult, personal, mai mult mi-a dat bătăi de cap, pentru că primind acest premiu, care era destul de important și destul de cunoscut așa în sectorul antreprenorial, mi-a adus foarte multe invitații din presă și mi-era destul de greu să vorbesc despre succesul meu știind de fapt ce se întâmplă în paralel, în realitate. Dar sigur că eu recunoaște, a fost un premiu atunci pentru inovație în educație, de fapt, și sigur că orice premiu și orice laudă, să spun așa, contează, dar nu asta e ceea ce ne-a dus mai departe. Ne-a dus mai departe ideea noastră fixă, că oamenii pot să fie ce vor ei să fie și că noi avem o misiune de a-i ajuta în direcția. Și cum ați gestionat valul de critici care a venit din presă, de la diverse persoane? Păi, critici atunci nu prea am primit, atunci primeam laude, că am câștigat, lumea nu știa ce se întâmplă. De-a lungul timpului. Da. Am început să mă obișnuiesc, din fericire avem mai multe, parte de mai multe aprecieri totuși decât critici, dar mă aștept să schimbe asta dintr-o clipă în alta, pentru că proiectele noastre devin tot mai mari, devin tot mai vizibile și e foarte ușor, uitându-te din exterior la ceva, uitându-te la ceva ce nu înțelegi, e foarte ușor să presupui că acolo sunt, nu știu, rele intenții sau cine știe ce mecanisme sau cine știe ce învârteli, ca să zic așa. Și cred că da, e un preț pe care îl avem cu toții de plătit în momentul în care ne asumăm riscul și răspunderea de a ieși din carapace. De anonimat. Da. Și ideile de care mi-ați vorbit au fost în mare parte originale sau v-ați inspirat, ați călătorit în străinătate și le-ați adus aici ca să le implementați? Încă o dată zic că... De exemplu, Jazz in the Park. Cum s-a născut ideea? Încă o dată zic că eu nu sunt responsabil în mod direct pentru niciuna dintre ideile cu care sunt acum asociat. Sunt doar responsabil de acea idee fixă care le permite lor să se întâmple, cred. Dar cum ideea Jazz in the Park, de exemplu, și Târgul de Cariere, care e proiectul pe care l-am cofondat acum mai mulți ani, de care acum nu mă mai ocup, acum are o viață a lui, e dus înainte de unul dintre asociații mei. Circul de Cariere și Jazz in the Park și Jazz in the Street, ca să rămânem la proiectele din organizația mea privată deocamdată, sunt idei care sunt într-adevăr aduse din alte părți, din alte țări, pe care le-am văzut cu ochii noștri întâmplându-se undeva și pe care ni le-am imaginat întâmplându-se și la noi acasă. Ce am făcut, de fapt, a fost să le dăm o valoare locală, o valoare proprie, să le adaptăm locului, nu doar să le transportăm. Iar Jazz in the Park e o idee foarte curajoasă al unui coleg care este și directorul festivalului și care este și directorul FAPTE acum, de când eu mă ocup de Centrul Cultural Clujean. Alin, care era foarte tânăr pe vremea, e foarte tânăr și acum, dar atunci chiar era ridicol de tânăr, atunci a venit acum vreo 6-7 ani la mine să-mi povestească despre cum are el o idee genială. Și nimeni, nicio agenție din țară și nicio companie care i-a propus-o, nimeni nu are încredere să o facă. Ideea lui a venit pentru că are un frate artist, pianist în Germania,
căruia a vrut să-i ofere o altfel de tribună, să spun așa, o altfel de scenă pe care să cânte, s-a gândit la locuri neconvenționale, apoi a venit această idee cu parcul, a studiat alte evenimente care se întâmplă în aer liber, în străinătate, și așa a ajuns la această idee a Jazz in the Park, pe care când mi-a transmis-o, am îmbogățit-o apoi și eu și împreună cu ceilalți colegi, dându-i, după cum ziceam, o valoare locală, să spun, specifică acestui oraș al nostru. Și anume am dus-o foarte mult în zona impactului în spațiul public, în zona ideii de a cuceri spațiul public cu evenimentele culturale, de a le readuce în circuitul orașului, de a le readuce în circuitul nostru mental. Aceste spații publice nefolosite sau abandonate. Sau... Vă place jazzul, apropo? Păi, am ajuns să îmi placă în timp. Eram un ascultător mediocru de jazz, acum sunt un ascultător mediu de jazz, să spun așa. Lui Alin îi place foarte mult și, în general, prietenii mei și colaboratorii mei sunt cei care se pricep la toate aceste lucruri. Mai degrabă, eu simt că rolul meu este să-i ajut să le facă să se întâmple. Și care a fost proiectul pentru care ați primit cel mai bun feedback? Asta este o întrebare dificilă. Care a prins cel mai bine la publicul clujean? Păi, cred că în Cluj e limpede că e vorba de Jazz in the Park, un festival care a crescut foarte mult în 5 ani și care deja pe alocuri nu mai seamănă festival, adică a dat naștere la tot felul de programe pentru tineri artiști, pentru promovarea artei stradale, un fond al comunității consumatorilor Jazz in the Park care fac donații pentru a sprijini proiecte de artă în spațiu public. Sunt sigur că Jazz in the Park este cel mai de succes proiect la care am contribuit vreodată și cred că cheia succesului este de fapt legată de modul în care tot mai mulți oameni contribuie la festival. Festivalul a fost ideea lui Alin, am contribuit apoi și eu și alții în jurul nostru și acum cumva ne împing foarte mult colaboratorii, artiștii, publicul, ne împing spre idei noi, spre spații noi, spre concepte noi. Și simțim așa că e un proiect viu, în care nu avem nicio obligație de a-l livra într-o formă sau alta. Și atunci când ați început cu târgul de cariere, cum era piața muncii? În 2006. A fost ca o gură de aer proaspăt acel târg? Era nevoie de el? Nu știu, cred că nevoia n-a fost limpede conștientizat atunci. Mi-amintesc că la prima ediție am avut 25-30 de companii participante, dintre care cel puțin 20 îmi erau direct cunoscute din anii mei de voluntariat în ISEC. Și pe aceste 20 de companii, practic, le-a convins, cred, mai mult decât ideea târgului, faptul că eram acolo eu și colegii mei pe care ne cunoșteau și în care aveau încredere și pe care voiau să-i susțină, niște tineri de 23 de ani, 50 de kilograme fiecare, cred că meritau susținut, mai ales că ne cunoșteau. Și așa că mulți s-au mizat cumva pe această idee de, domnule, hai să-i ajutăm, poate și iese ceva. Nu cred că foarte multă lume înțelegea atunci ce sunt târgurile, ce ar putea să facă, în niciun caz nu era o practică obișnuită. O făcea Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, mai făceau câteva organizații studențești pe holurile facultăților, dar ce am propus noi, un proiect al orașului în care să se adune toate companiile, toate universitățile, toate ONG-urile, nu părea firesc atunci. Și cred că cumva noi am avut o intuiție bună venită cu vreo 2 ani înainte de marea creștere a Clujului, să spun așa, și ne-a prins creșterea asta, ne-a prins oarecum pe val, după care valul a ajuns atât de sus în 2009 încât căderea a fost mortală. Da, noi am redus atunci de la 12 târguri, mi-amintesc, făceam deja în 6 orașe din țară. Am redus dramatic activitatea și am păstrat doar târgul din Cluj, practic ne-am închis în Carapace ca să
reușim să supraviețuim până a trecut greul, să spun așa. Dar totuși, care a fost rata de succes? Adică dintre tinerii care aplicau, câți reușeau efectiv să se și angajeze? Câți erau chemați la interviu? Noi n-am putut niciodată urmări asta pentru că nu aveam suficientă autoritate, să spun așa, asupra companiilor, încât ei să ne poată da, să ne dea niște rapoarte. Pe de altă parte, multe companii nici nu puteau să ne dea rapoartele astea pentru că unele veneau să recruteze imediat, altele voiau să-și facă o bază de date să recruteze în 6 luni, altele anunțau că peste un an jumate voi deschide un magazin la Cluj. Deci era destul de greu, nu erau sincronizate perioadele de recrutare, practicile lor de recrutare nu erau aceleași. Ce pot să spun este că la unele târguri la care am reușit să măsurăm asta, rata a fost destul de mare. De exemplu, într-un an, în 2011, când am avut și un proiect european, am organizat în primele 8 târguri ale sezonului, am reușit să angajăm cel puțin 1060 de oameni în 8 târguri, în 8 orașe. Astea erau niște rapoarte pe care acum companiile, pentru că participau gratuit, erau obligate să ni le dea, pentru că era o finanțare europeană. În general, nu am avut niciodată cifre, dar faptul că am ajuns, între timp, cred că colegii mei au ajuns la 150 de târguri făcute, anduranța asta cred că vorbește despre succesul evenimentului, pentru că nicio companie nu ar veni la nesfârșit la un târg unde nu poate să angajeze oameni. La fel, candidații nu s-ar prezenta la un târg, un număr tot mai mare, la un eveniment despre care se zvonește că n-ar putea să îi ajute să-și obțină un job. Mie ce-mi rămâne în minte din târgul de carieră este momentul în care eram deja la vreo 90 ani distanță de început, momentul în care un tânăr deja a devenit mai bătrâior și mai corpolent a venit la mine și mi-a spus uite, au trecut mulți ani, dar eu am fost la primul eveniment al vostru în 2006, în noiembrie, la Casa Studenților și acolo m-am angajat și eu lucrez tot acolo și vreau să vă mulțumesc. Și mai degrabă astea sunt imaginile cu care noi rămânem. N-am avut niciodată suficientă știință în spate, ca să spun așa. Am mers foarte mult pe intuiții și credem că proiectul a fost la rândul lui un succes din moment ce există și acum după atâția ani. Intuiția funcționează bine în afaceri? Sau e un arsenal mai bun al femeilor și un om de afaceri trebuie să se bazeze și pe altceva? Da, cu siguranță că nu este suficientă intuiția. Așa, dacă iau numai traiectoria noastră antreprenorială, numărăm intuițiile pe care le-am avut și câte s-au dovedit a fi bune și primim răspunsul la întrebare. Cu siguranță intuiția nu e suficientă, dar la fel de sigur e că ea e de fapt lucru care poate să facă diferența, pentru că abilități organizatorice și acces la bani și alte lucruri tehnice avem cu toții la îndemână, însă intuiția poate să facă diferența. Dacă reușești să înțelegi ceva înaintea altora și să fii tu cel care aprinde scânteia, cred că asta îți aduce un avantaj greu de bătut. Și când ați luat decizia să renunțați la facultate, a fost o decizie luată cu mintea sau cu inima? Inima mea deja luase decizia asta de vreo 2 ani. La început, în facultate, m-am prezentat la cursuri, la seminarii, la examene. Să spunem și ce facultate ați urmat. Da, păi când am venit la Cluj din Moldova, am spus că tocmai descoperisem lumea informaticii, ca urmare. Așa. Am fost student la informatică economică. Mi se părea că asta urmează să fac în viață. În primul an am fost un student foarte serios, m-am prezentat la cursuri, la seminarii, la examene, am terminat chiar cu bursă, după care am început să o mai răresc, implicându-mă mai mult în munca voluntară din ISEC, unde am învățat foarte multe lucruri. Și mi-am dat seama destul de repede, de fapt, că asta cu informatica fusese o alarmă falsă și că, de fapt, sunt făcut pentru alte lucruri. Așa că inima decisese, cred că deja de prin anul 2, că nu e direcția în care vreau să merg. La ce m-a ajutat mintea, în anul 4, a fost să realizez că va fi greu să predic această idee fixă a mea, că oamenii pot fi ceea ce își doresc să fie,
dacă sunt primul care o încalcă. Exact. Și de asta am, am decis să nu, continui ultima sesiune și să nu, mai merg la licență. Între timp, eu n-am o problemă fundamentală cu școala, cu ideea de, școală și cu ideea de universitate. Din potrivă, chiar am fost un, elev bun, un student bun cât am fost în facultate. Acum, de exemplu, sunt, din nou student și o fac cu mare drag, dar cred că am ales în mai mare cunoștință de cauză acum. Ce facultate urmați? Acum sunt student la filozofie și în paralel fac și un, MBA, un Master in Business Administration. Și părinții cum au primit atunci decizia când ați renunțat la școală? Să zicem că sunt, au fost mult mai bucuroși când am anunțat că sunt student la filozofie. Da, îi salut pe, calea asta și le mulțumesc că m-au iertat. Nu, cred că nu le-a picat bine, pentru că probabil sunt singurul din generația mea care nu, a terminat o facultate. Ori pentru ei, indiferent de cât de frumoasă era povestea mea în rest, ăsta a fost un, lucru greu de, acceptat. În definitiv, ai făcut sere eforturi să mă țină la facultate, cum se spune. E un fel de cutum așa socială să ai neapărat o diplomă? Sigur că da, eu încerc să o, din răsputeri să o sparg și cred că, sunt un, exemplu în, direcția asta, în sensul că nu mi-a trebuit de fapt niciodată la nimic, nici măcar pentru a, fi, pentru a primi această bursă de MBA nu mi-a, trebuit diploma. Ca să nu mai zic pentru joburi și nu mi-a trebuit niciodată absolut deloc. Însă, da, e o cutumă puternică și cred că pe mulți îi îngenunchează, ca să zic așa. Cum vedeți generațiile de astăzi în ceea ce privește domeniul muncii? Mai sunt atrași tinerii de joburile clasice? Ce caut acum? Citeam recent că research-ul, cercetarea pe noua generație, cei care acum sunt la liceu, arată că ei ce valorizează cel mai mult, ce își imaginează ei că apreciază la un viitor loc de muncă, este programul fix, absolut surprinzător, adică cumva cred că sunt, vom depăși în curând acest trend al freelancing-ului și al... Dar încă e în floare. Acum e în floare. Încerc să mă uit un pic în viitor, acum, la începutul răspunsului. Programul fix, responsabilitatea față de mediu. Cred că astea două erau lucrurile care erau chiar mai importante decât venitul și... relația cu șeful direct, care acum sunt în topul căutărilor, să spun așa. Se spune că când pleci de la un loc de muncă, nu pleci pentru că nu-ți place, pleci din cauza managerului direct. Acum, din, ce reușesc să, dau seama, și am și experiența târgurilor de cariere, am și experiența muncii în sectorul cultural, care m-a ajutat să cunosc mulți, oameni. Din ce reușesc să-mi dau seama acum, cred că pentru că suntem cumva ca vârstă între, două generații acum, adică avem acces încă și la cei care abia încep profesional, dar și la alții care deja au trecut prin câte două, trei mari decizii, cred că e un moment în care se amestecă foarte mult trendurile. Pe de-o parte sunt cei foarte tineri care sunt sub amprenta tuturor acestor cutume, care se străduie să-și termine facultatea, să facă un master pe cât se poate în domeniul facultății, să, și apoi să se angajeze și să rămână în orașul în care au studiat. Asta este cu siguranță un, trend, cel puțin la Cluj. Spuneam că suntem undeva între, aceste trenduri și trendurile de regres, să zic așa, trendurile inverse, comportamentele inverse ale celor care vor să se mute de la oraș la țară și se lucreze undeva de lângă Cluj cu joburi remote pe care, pot fi făcute de la distanță, cu forme neconvenționale de muncă, în hub-uri, în, general, în muncă de tip freelancing. Și pentru dumneavoastră, care e jobul ideal? Eu am, Ați lucrat și din parc, de exemplu? Am avut întotdeauna jobul ideal. Da, am lucrat și din parc. Toți colegii mei,
când organizează Jazz in the Park, își mută și în mod formal biroul acolo timp de 2 săptămâni. Eu chiar fac ceea ce îmi place, nu am nicio urmă de regret și nu am nicio întrebare dimineața în legătură cu oare de ce mai fac asta. Îmi iau timp să-mi pun întrebările astea și răspunsul e pozitiv tot timpul. Cred că pentru mine ce e important este tocmai că mi-am ales, să spun așa, un job care este nespecializat de fapt. Eu nu sunt specialist nici în jazz, nici în educație, nici în artă contemporană, nici în industrie creative, nici în patrimoniu. De fapt, nu sunt specialist în niciunul din domeniile în care activez. Unica mea specialitate, ca să spun așa, este că reușesc probabil să înțeleg toate aceste limbi la un nivel suficient care să-mi permită să-i aduc pe oameni la masă, să conectez gândurile lor, să conectez cu resurse existente despre care poate că ei nu știu sau cu abordări interdisciplinare despre care ei nu au cunoștință acum. Și din toate astea, cu ce credeți că veți rămâne peste câțiva ani? Unde vă vedeți peste 10-20 de ani, de exemplu? Cred că o să păstrez ritmul ăsta de a mufa la ideea mea fixă, că oamenii și mai nou orașele pot să fie ce vor ei să fie, ceea ce vor să fie. Cred că voi păstra ritmul ăsta de a mufa noi idei. Sunt sigur că Jazz in the Park până atunci, de exemplu, va fi arhicunoscut ca un mare proiect de jazz în Europa. Este deja între cele mai mari din Europa, doar că încă nu transmitem asta prin atitudinea noastră, ca să spun așa. Pe de altă parte, proiectele mai mici pe care le-am început în Darabani, în orașul meu natal, despre care am început să vă zic, și acolo avem câteva proiecte, la fel intervenții culturale în comunitate, înființat un muzeu, contribuim fiecare an la proiecte de patrimoniu, acolo facem și acolo un festival și proiectele respective cred că să reușească în vreo 10 ani să erodeze pozitiv, să spun așa, structura socială actuală, care este una mai degrabă reținută, lipsită de curaj, lipsită de viziune, și proiectele de acolo cred că vor reuși să antreneze tot mai mulți tineri care peste 10 ani vor fi în măsură să preia unele frâie. Și mai cred că Centrul Cultural Clujean, căruia mi-am dedicat ultimii 2 ani și cu care am ajuns în sfârșit în postura de a începe, deci după 2 ani abia începem, cred că în 10 ani Centrul Cultural Clujean o să fie o bună practică pentru multă lume, nu doar în țară, ci și în Europa, pentru că e un proiect foarte curajos și cred eu vizionar, care adună multe viziuni și multe energii. E un proiect care încearcă să ofere niște soluții alternative la probleme ale orașului. De exemplu? La Centrul Cultural Clujean noi ce am reușit să facem în anii ăștia este să adunăm 70 de instituții, organizații culturale, universități, cluburi de afaceri, clustere de companii, primăria și Consiliul Județean. Am reușit să-i adunăm împreună într-un proiect care nu îmi aparține, ci aparține orașului. E un proiect care a primit un mandat oficial de la toți acești membri, deci inclusiv de la autorități, un mandat oficial de a folosi, de a încerca să rezolve prin abordări culturale niște teme mari ale orașului, precum educația, mobilitatea urbană, chestiuni care țin de urbanism, de incluziune socială, chestiuni care țin de modul în care trăiesc oamenii în oraș, chestiuni de diplomație de oraș, de branding de oraș și așa mai departe. Și practic asta este ceva nemai încercat. Un organism independent care nu ține în mod direct de autoritatea locală sau județeană, un organism independent care atrage toate aceste energii de specialitate și încearcă să livreze 12 mari proiecte cu impact social și economic în oraș. Ne-a luat 2 ani să reconfigurăm traseul după candidatura pentru 2021, să reașezăm proiectele, să remobilizăm energiile. Și acum, în sfârșit, ne apucăm de el. În iunie începem cu o echipă de 15 oameni și cred că această echipă
în 10 ani cu siguranță o să contribuie la avea în Cluj și în România o instituție cum n-a mai fost alta, să spun așa, un loc în care oamenii se pot întâlni în acest oraș ca să propună soluții, să propună proiecte de dezvoltare socială și economică a orașului. Și credeți că vor fi luate în seamă până la urmă și implementate de către municipalitate? Unele nici nu trebuie să fie luate în seamă, unele e mai bine să nu fie luate în seamă și unele nu e necesar să fie implementate de municipalitate. Una dintre tezele noastre este că inițiativa nu trebuie să stea la municipalitate pentru toate. Încercăm să luptăm împotriva celebrului să se facă, să ni se dea. Să facă alții. Da. Primăria și Consiliul Județean sunt principalii patroni, să spun așa, ai proiectului, adică, într-adevăr, fără implicarea lor și fără deschiderea lor, proiectul nu ar putea exista. Însă nu toate lucrurile, adică nu depind toate lucrurile de ei. Avem nevoie de sprijinul lor pentru că avem nevoie de acces la spații, autorizații și așa mai departe. Însă multe lucruri sunt făcute cu cetățenii, cu firmele, cu universitățile. De exemplu, acum avem niște proiecte, niște experimente de reorganizare a cartierelor aglomerate din oraș, unde i-am invitat pe vecini să își renegocieze singuri ce doresc. Mai mult verde, mai multă parcare, mai mult garaj, mai multă stradă. Dumneavoastră, pentru ce ați optat? Eu întotdeauna aș opta pentru verde, pentru bicicletă, pentru... Și cam așa a optat și ei. Și acum, în luna mai, tocmai am inaugurat primele experimente de reconversie, să spun așa, spațiilor din unor spații din Mărăști. Acum facem același lucru în Mănășturi și, la urmă, da, sperăm să putem înmâna primăriei un dosar cu iată ce au cerut vecinii, iată ce și-au imaginat, iată cum și-au imaginat ei că ar putea să reconstruiască un pod aici, o parcare aici, un parc aici, iată cum au arătat evenimentele care au testat lucrurile astea, iată cercetarea, rezultatele cercetării privind satisfacția lor. Am încredere că o să fie adoptate toate aceste propuneri. Nu mai avem mult timp și trecând într-un registru mai personal, care sunt pasiunile dumneavoastră? Sunteți un om împlinit pe partea personală? O discuție largă aici, ce mai însemna și împlinirea pe partea personală. Pentru mine se amestecă foarte mult planurile despre care lumea zice în general că sunt diferite, personal și profesional. Eu simt că ceea ce fac e o chemare, e o misiune, mă simt așa ca un artist chinuit de propria lui artă, să spun așa, dar nici nu pot imagina că aș face altceva. Sunt pasionat de scris și de citit și timpul meu se împarte de fapt între aceste proiecte, între oamenii cu care facem aceste proiecte și pentru care facem aceste proiecte și timpul cu mine însumi, să zic așa, în care încerc să mai reflectez la lucrurile astea un pic, să mă asigur că nu le fac doar din inerție și să încerc să mai scot din mine pe calea scrisului câte ceva. Am încercat și varianta cu căsătoria, nu a funcționat. Cine știe, să mai vedem. Și ați menționat scrisul. Ce scrieți? La un moment dat chiar publicam, acum nu prea mai public. De când am luat scrisul în serios, ca să zic așa, am început să nu mai public. M-am autocenzurat într-un fel, spunându-mi că trebuie să mă asigur că am ceva important de spus pentru alții ca să și public. Așa că deocamdată mi-ajunge să scriu poezii, pentru proză? Mine. Exerciții de proză, eseuri, mici povestiri, se mai găsesc pe internet, așa, câte unele, câte altele. Și când mergeți în concediu, în vacanțe, unde vă petreceți de obicei? Cel mai mult îmi plac concediile în nordul Moldovei, unde fac proiecte cu Asociația Nord. Deci, până la urmă, concediul ideal e acasă. Da, cam da. Sunt foarte legat de zona aceea, pe care o numesc așa nostalgic Nord. Părinții mei sunt acolo, am mulți prieteni acolo și mi-am dat de lucru, ca să spun așa. Mi-am dat motive să mă întorc acolo cât mai mult și asociația pe care am înființat-o acolo și unde lucrăm cu mulți elevi se numește Nord și are ca slogan
sintagma Rădăcinile cresc, care vorbește tocmai despre faptul că oricât ai dori să te îndepărtezi, ceva din sufletul tău rămâne acolo unde ai început și e bine să accepti, să admiți lucrul ăsta, să-l accepti și să-l îmbrățișezi făcând ceva pentru comunitatea de unde ai plecat. Și asociați locul natal cu vreun miros, poate cu vreo mâncare, cu ceva mai deosebit? Nu știu dacă am voie să zic la TV, de la asociez cu vinul. Puteți să spuneți fără mare. Vinul tata, ca să zic așa. Da, acolo, sigur, este o tradiție a vinurilor, a brânzeturilor. Cred că asta e pentru mine. Plăcintele mamei sunt de neînlocuit. Da, dar nu găsesc acest miros decât acolo. Pentru că ne-am apropiat de final, mai am o singură întrebare. Spuneți-mi, ce vă place cel mai mult în Cluj-Napoca și ce nu vă place? Cel mai mult în Cluj îmi place modul în care oamenii reușesc să-și adune energiile împreună. E tot mai multă inițiativă, să zic așa, în oraș. Există o mare energie civică, socială, antreprenorială, artistică și asta e, cred că e ce iubesc cel mai mult la Cluj și un lucru la care și încerc să contribui. Oamenii ăștia vin tot mai mult împreună și încearcă să creeze tot mai mult împreună. Asta era o problemă a Clujului acum câțiva ani. Nu e departe de a fi rezolvată, dar e mai bine. Cercurile se apropie, să spun așa. Și asta îmi place foarte mult la Cluj. Ce îmi place mai puțin la Cluj și cred că trebuie să schimbăm în perioada următoare este că suntem destul de plini de noi și destul de lăudăroși, să spun așa. Și avem cu ce? Avem cu ce, dar ne lăudăm cu și mai mult. Problema cu acest PR exagerat, să spun așa, este că riscă să ne pună pe căi greșite, riscă să ne facă să credem că suntem și mai buni decât suntem. Suntem buni, chiar suntem faini, chiar putem face multe lucruri aici, însă mă tem să nu ajungem să ne mulțumim cu această calitate extraordinară pe care ne imaginăm că o avem. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Cu drag, vă mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.